Într-o desfășurare unică de bucurie, mii de oameni s-au alăturat unui adevărat marș al victoriei care s-a desfășurat pe străzile municipiului Hunedoara. Un autobuz etajat inscripționat cu semnele deținătoarei Cupei României, susținători și protagoniști ai acestei uluitoare performanțe, a făcut turul orașului, iar locuitorii Hunedoarei și-au părăsit locuințele și au ieșit în stradă pentru a-și sărbători eroi. Un eveniment spectaculos care aduce aminte de felul în care orașe mari ale lumii, fotbalului, își sărbătoresc campionii. Câștigătoarea Cupei României, printr-un efort de voință și talent excepțional, Corvinul Hunedoara a reușit să reaprindă flacăra speranței în inimile a mii de iubitori ai fotbalului hunedorean, a reușit să creeze o emulație rară a solidarității și recunoștinței publice față de o victorie nesperată. Marșul recunoștinței de pe străzile Hunedoarei a împlinit astfel un ciclu competițional de mare angajament răsplătit cu o victorie istorică. Și astfel, Cupa României a ajuns la Castelul Corvinilor. Bravo, Corvinul, succes în Europa! Bună seara, Hunedoara! Cine sare Hunedoara? 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 Să nu uităm de ce ne-a strâns în seara aceasta aici. Un simplu motiv. A venit cupa! A venit cupa! A venit cupa la noi!